Îndrăgostiților nu poate fi sărbătorită fără ciocolată, însă ce ne facem dacă suntem la dietă? Primul gând este să trișăm. Până la urmă, o felie de tort n-a îngrășat pe nimeni. Dar de ce să riscăm dacă există alternative? Colega mea, Georgiana Mihail, a descoperit cea mai gustoasă rețetă de tartă cu ciocolată, fără zahăr și cu puțin carbohidrați. Astfel, nici nu trebuie să ne mai rezumăm doar la o singură felie. Așa că dacă te gândești să surprinzi partenerul sau partenera, sigur vei reuși cu astfel de bunătate. Așadar, nu mai sta, ia o foaie și un pic și notează-ți rețeta. O tartă cu conținut redus de carbohidrați, fără gluten, fără zahăr. Foarte sănătoasă. Blatul se face foarte simplu. Primul pas, adaugă într-un mixer 150 de grame de făină de migdale, 20 de grame de făină de cocos, 20 de grame de făină fisilium, 20 de grame de cacao, 100 de grame de untrece, 100 de grame de eritritol, un ou, 10 grame de praf de copt și arome. Se amestecă la viteză medie până când se omogenizează. Aluatul trebuie să aibă această consistență. Puțin sfărâmicios. Apoi se adună tot aluatul într-o bilă și se bagă la frigider pentru aproximativ o oră. Aluatul a stat la rece și este pregătit să-l modelez în forma de tartă. Voi unge forma de tartă cu puțin ulei. O să iau o bucată și îl așez în formă și îl întind uniform cu mâinile. Trebuie să avem grijă să-l întindem peste tot, cam la aceeași grosime, nici foarte subțire, nici foarte gros. Putem să verificăm cu lingura dacă este de 2 mm, este ok. Acum Ana umple și marginile cu aluat, iar la final le taie cu ajutorul unui cuțit. După ce am așezat aluatul în formă, este momentul să mai stea încă o jumătate de oră la frigider. După acest timp este pregătită să fie băgată la cuptor. O să înțep cu o furculiță aluatul. O să pun o foaie de copt și niște greutăți. Tarta merge la cuptor, unde va sta 10 minute cu hârtia de copt și 10 minute fără. Acum a venit rândul surprizei, un sos de vișine cu alcool. Am fiert sosul de vișine. Vișine cu îndulcitor, am adăugat gelatină, iar acum pun esență de vișinată, de brandy și puțin alcool. Mai mult! Doar este ziua îndrăgostiților și îndrăgostiții au nevoie de afrodisiac. Sosul va fi surpriza din interior, iar pe deasupra acesta va fi acoperit de o cremă delicioasă de ciocolată. Am încălzit smântâna lichidă și voi turna peste ciocolata. Ciocolată neagră, fără zahăr, evident, sau ciocolată cu lapte. Am pregătit sosul de ciocolată și îl vom turna peste tartă. Am pus sosul de ciocolată. Este momentul să meargă la frigider ca să se întărească, iar după aceea o vom decora. Tarta de ciocolată poate fi decorată cu căpșuni, zmeură, bomboane, biscuiți sau chiar flori comestibile. Tarta de ziua îndrăgostiților este gata! Rezultatul e cremos și foarte delicios. Și nu uitați, e low carb, deci puteți să vă bucurați de ea chiar dacă sunteți la dietă.